Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord învărsător. Da, am încurcat un pic, nu le-am încurcat, le-am inversat un pic zodiile pentru că nu mai am răbdare când ajung la numărul 90, nu mai am răbdare să țin ritmul tradițional. În timp ce am amestecat situația, nu, mai întâi, situația, nu. Vărsătorii lucrează la un proiect, 7 de monede. Lucrați la un proiect, vreți sau la o relație sau la un job sau la o situație. Aveți răbdarea să luați situația pas cu pas, proiectul, relația și să-l creșteți. Interesant este că în aceste cărți vă folosiți și energia, feng shui-ul vostru personal și ca să crească trebuie să fiți într-o energie, dragii mei, de care? Sănătoasă. Da? Interesant este că sub acest healing, sub această sănătate, aveți emoții. Interesant că este și un semn de apă, numărul 1, semnul alchimic al apei. În ce sens? O nouă dragoste sau vindecarea emoțiilor voastre negative, casă, vindecarea emoțiilor negative, ca să atrageți și astfel de cupe înseamnă vindecare într-o formă sau alta, dar vindecarea emoțiilor negative atrage o nouă iubire prin manifestarea emoțiilor pozitive. Și dacă nu e vorba de iubire, este iubire față de voi înși vă. Lucrați la voi, lucrați cu voi, aveți răbdare în ceea ce faceți unii dintre voi. Și interesant că despre situația sau despre ce vom vorbi, mai mult sau mai puțin, în aceste de cărți a venit această cunoaștere. Iar 9, 9 și 11, interesant, 9 și 11. Se oglindesc, da? Dacă aveți cunoștințe cum să vă vindecați, vă echilibrați, că 11 înseamnă casa balanței, vă echilibrați viața și oferiți la rândul vostru cunoașterea aceasta. În fine, interesant, eu cu cunoaștere, eu cu vărsătoarea mea, că amândouă avem planeta aici, lucrăm la un proiect împreună, un proiect care alchimizează suferință, emoții negative din trecut, le alchimizează și le transformă în emoții pozitive, în artă, în lumină, într-o formă sau alta. Pentru cine o fi mesajul, vedeți, vedem. Ce mai era pe aici? Ah, seria. Unde era? Nu, stați un pic. La capătul setului de cărți, regele de cupe. Probabil că cineva cu planete în pești, trac, scorpion, o persoană independentă, vă ia alături, da? În această regăsire a voastră după ce ați trăit proiecții, după ce ați trăit programe mentale, o regăsire a voastră, a autenticității, a independenței, a unei energii benefice care să-i ajute și pe, și pe cei din jur. Poate unii dintre voi vă descoperiți abilități de kinestezie, pentru unii, nu știu, pentru cine zic, abilități de... Bine, Reiki, scuzați-mi exprimarea, mai greșesc și eu că sunt obosită. Reiki, poate unii studiați Reiki sau abilități kinestezice, poate mai bine corect spus. Sau chestiuni care țin de mână, masaj, electricitate, energie, bioenergie. La capătul setului de cărți aveți puterea să vă transformați, iau-te, iar 8 de spade, să ieșiți din programele mentale, da? Vreți să puneți capăt unei situații care v-a adus multă suferință. Probabil că ați suferit mai mult pentru un copil sau pentru ego-ul cuiva, dar ați suferit foarte mult și vreți să puneți capăt, vreți să ieșiți din programele mentale, din tradiții, din legăturile acestea stricte și să vă transformați viața și să vă bucurați de tot ce se poate bucura un om, de o familie fericită, de un cuplu fericit. Și dacă e vorba de familie, un cuplu, că 10 de cupe nu este genul de familie pe însemnătură, ci un cuplu care se simte ca acasă împreună, tocmai pentru că rezonează. Probabil că aveți pe cineva cu planete, în semne de apă, prin preajma voastră, într-o formă sau alta. Știu situații. Vărsător cu rac, vărsător cu scorpion, vărsător cu pești, dar nu vorbesc de relații de amor, cât cu prietenii sau amiciții sau colaborări, chestii de genul ăsta. Nu, încă n-am ajuns la capitolul ăsta, amor.
Ar vedem ce alte chestiuni sunt. Da, knowledge healing. Hai să dăm soare, nu avem mesaj ascendenul din nord învărsător. Mai, eventual 9-10 iunie, dacă vreți voi să fie până atunci, bine. Am început mai târziu. Vreți să creșteți spiritual unii dintre voi? Vreau, sau studiați cum să deveniți profesori, sau studiați ceva și predați, cum are predați la rândul vostru, eu știu, literatură, poezie, sau alte chestiuni secrete, poate chiar și matematică, chestii care luminează viața altora. Vorbesc, evident, că unii o să se strâmbe când vă spun asta, vorbesc pentru categorii înalte de vârstători, nu pentru... Vă rog, cu aia nu mă conectez pe categorie joasă. Chiar nu fac parte din lista mea de priorități. Trecut. 8 de spade iar apare. Proiecții mentale. 6 de spade. Dar e drăguț să în ultima vreme v-ați eliberat. Și ați mers către un nou proiect. Către o nouă viață. În soare, în lumină. Nu ați mai stat în umbră. Ați ieșit în... evidență. Ieșiți în evidență prin originalitate. Valetul de bute asta înseamnă. Super original, super dinamic, vesel. Păi, ieșiți în această cadă. Cu o cadă, nu e oglindă. Eu văd că o cadă. Poate e oglindă. Da? Din niște relații în care v-ați oglindit suferința, problemele, adicțiile, energiile negative, gata. Ați transformat? Și v-ați hotărât. Mai e de ceva timp să mergeți înspre o nouă pasiune. Poate să fie pasiune, dar poate să fie și proiect. 4 de bâte. Interesant că și la pește a apărut 4 de bâte în aceeași poziție. 5 de cupe și cavalerul de cupe. Interesant. Întâlnire cu prietenii care va aduce multe satisfacții. Dar există oricuiva este dor de voi. Ori, între aceste prieteni și momente frumoase cu prietenii, mai aveți momente de singurătate în care vă aduceți aminte de grijile pe care le-ați trăit, stresul pe care l-ați lăsat în spate și vă mai uitați așa în gaura aceea neagră, eventual vă întrebați, dar ce-o fi fost cu mine, de ce? Am turnat atâtea emoții și atâtea speranță în acea gaură neagră. Interesant este că apare cavalerul de cupe în prezent. Cineva vrea să fie romantic cu voi, să vă scoată eventual din stările astea. Poate să vă scoată la o întâlnire pe unii dintre voi. Să vă invite la o întâlnire, da? Patru de bâte înseamnă și întâlnire. Restaurante, terase, evenimente, publice, chestii. Probabil cu Mercur retrograd vă mai... aduceți aminte din niște situații neplăcute. Vă mai aduceți aminte. În viitor, temperanța, lucrați la vindecare cu răbdare. Am zis 7 de monede, răbdare. Și începe să vă echilibrați într-un fel sau altul. 5 de bâte. Sunt niște gelozii ale cuiva și 5 de monede. Interesant. Dar nu cred că sunteți voi cu 5 de monede. Faptul că voi vă doriți o nouă viață. Fericită, echilibrată. Ar putea 5 de cupe să fie personaj, un personaj din trecut pe care l-ați lăsat în urmă sau ați lăsat-o în urmă. Și acesta cu Mercur retrograd și cu retrograd și neretrograd, probabil își mai aduce aminte, îi se face dor eventual, da, și are această tendință de a fi gelos, de a căuta după fosta flacără care a fost între voi. Probabil că se simte abandonat, dar voi concentrați-vă pe temperanța voastră, pe vindecarea voastră, pe echilibrarea voastră, pe creșterea voastră spirituală, cum a zis mai devreme, cu marele preot. Ia uite, urmează independența. Da, se simte abandonat cineva. Se simte nebăgat în seamă, se simte nevalorizat, simte că nu are aceeași valoare ca voi, voi veți străluci în public.
Și din public va veni cineva cu flori, va veni cineva să vă atragă atenția că sunteți văzuți, văzute. Da, există un bărbat tradițional cu regele de monede. Poate că dacă ați lăsat în urmă un bărbat, acesta stă și se gândește. De ce nu vorbește? De ce a ales altceva? De ce a ales independența și nu familia? Știu cazuri. Dar poate că voi alegeți între a fi într-o, repet, într-un cuplu tradițional, lângă un bărbat care oferă stabilitate, nu zice nimeni, dar nu e strălucirea aceea de care aveți nevoie și nu în sensul de lucruri strălucitoare și trecătoare. Aveți nevoie să vă simțiți pe picioarele voastre, independente, vibrante. Și oamenii de lângă voi să vă mențină această stare. Nu să zică, gata, ne-am căsătorit, acum nu mai e cazul să te duci la evenimente, că ești femeie căsătorită sau bărbat căsătorit. Ce atâtea cărți, ce citești atâta, ce... Știu că vărsătoarele, unele vărsătoare, Doamne, sunt și scriitoare foarte bune și cititoare. Da, toată ziua citesc. Știu câteva cazuri cu care am și colaborat foarte fain și cu care colaborez. Dar, probabil. Eventual, pentru unele dintre voi, un bărbat puternic se gândește că ați da bine împreună, posibil și asta. Posibil și asta, dar aveți în spate totuși ori un tată, ori un soț, ori fost soț. Care chestionează independența voastră pentru că se simte abandonat, există și un grad de gelozie, da? În fine, la capătul setului de cărți, uite, separarea și 8 de pute. Vreți să mergeți mai departe. Asta pentru că ați învățat să vă iubiți. 9 de cupe și regina de cupe. Aveți ori o prietenă, ori un prieten, ori un personaj de suflet care vă arată 9 și cu 1, 10. Ce înseamnă să fii, uite, 10? Să fii fericit împreună sau vedeți la prieten, vedeți pe undeva, da? Și vreți să alegeți, ați ales, vreți să alegeți și voi această cale. Dar pentru asta trebuie să vă transformați viața. Este turnul. Este Uranus. Eventual să renunțați la construcțiile vechi, la tradiții, că asta e era vărsătorului. Cui nu-i convine să rămână în trecut, să rămână neadaptat acestor vremuri. Da, aveți și aici 10 de cupe și acolo 10 de cupe. Vă așteaptă momente frumoase. Da, vedeți, aici este interesant, pentru că eu înțeleg vărsătorii din multe puncte de vedere. Unii, pe unii, da? Regele de monede și cu 9, da? 9 și cu 10. Asta e o căsătorie stabilă, cu niște reușite financiare, casă, mașină, chestii, joburi bune, în principiu, copii la casa lor. Dar poate este chiar un moment, o stare, o regăsiți, că nu e de prima oară când apare în viața voastră această stare sau na, în lumea voastră mentală. Un moment în care vă gândiți, de ce aș alege 10 de monede când pot să merg înspre 10 de cupe? De-aia trebuie să aveți răbdare. Să învingeți și sentimentul de abandon, de singurătate în cuplu. 9 și cu 10. De singurătate emoțională. De conflicte interioare. În momentul în care v-ați abandonat sufletul doar ca să mențineți o așa zisă stabilitate. Poate uneori ați fost abandonate în cuplu, unele dintre voi, Doamne, știu situații, închise în casă, v-ați simțit restricționate, un soi de, cum îi spune, claustrofobie, în așa zisele relații stabile. Dar stabilitatea o găsiți adevărată în sufletul vostru, că vorbeam de 9 de cupe, uitați-le aici, iubind și dăruind. Aici este cunoașterea. Iubind și dăruind. Aici este stabilitatea. Da, știu.
știu că interpretez altfel, dar asta e. Așa interpretez eu, așa sunt ghidată. Hai să vedem 8 de spade în trecut pentru vărsătoare și vărsători. Cinci de monede, v-ați simțit abandonați, blocați în acest sentiment de abandon, că nimeni nu are grijă de voi, că nimeni nu vă iubește. Și dacă cineva comentează, poate altcineva s-a simțit abandonat, poate. Eu vorbesc totuși de vărsători. Poate cineva s-a simțit abandonat lângă voi, că n-aveți atenție pentru ei, dar vorbesc totuși despre voi. Aer și pământ. V-ați simțit blocați într-un cuplu în care a tras împreună prin frig, prin ceață, dar n-a intrat niciodată înăuntru, la căldură, ca să-și schimbe atmosfera, în care și unul și celălalt se simțea victimizat, dintr-o punct de vedere. Șase de spade în trecut. Poate v-ați simțit blocați în niște probleme financiare, poate v-ați simțit blocați în niște probleme și de cuplu, dar și sunt de sănătate. Dar, sunt multe cărți. 9 de spade. 9 de spade. Ia uite. A venit pe orizontal. Undeva acolo, în momentul în care a zis, măi, totuși e bine să merg înspre alte zone. Momentul acela de blocaj mental, financiar, relațional, emoțional, momentele acelea v-au blocat de fapt și fericirea, și originalitatea, și stabilitatea pe care orice om ar trebui să-și o construiască pe cont propriu. Și totuși ați mers, ați riscat. Așa, se pare că ați riscat. Ia uite, tradițiile, educația, căsătoria, acolo au fost niște lupte. Din asta a trebuit să renașteți ca să fiți mai puternici. Valetul de bute. V-ați dat seama că de fapt ce trăiți voi nu este ce ați crezut, idealul. Idealul ăla nu era acolo. De-aia a venit pe orizontal. Dar nici nu puteați atunci să riscați să o luați de la zero, pentru că știați că aveți foarte multe de întâmpinat. Probabil că v-ați amânat sau nu doar amânat eliberarea de această situație, cât poate și neîncrederea în voi a întârziat aceste momente faine care vin acum. Valetul de bute. Valetul de bute. Unele dintre voi poate aveți un copil în semn de foc sau de apă care vă aduce bucurii, vă aduce flori. Pentru unii. Valetul de bute și echilibru, care nu e tocmai echilibru, dar reapare. Aici este, știați de mult timp că trebuie să lucrați cu răbdare la vindecarea voastră. Acel nou proiect, acea nouă direcție către care ați vrut de mai mult timp să mergeți, nu degeaba a apărut șapte de monede. Știați că vă trebuie multă răbdare ca să o puneți în practică, ca să crească, să vă puteți bucura de reușite. Că vă trebuie multă răbdare să vă transformați viața. Mai dăm o carte pe acest echilibru și vale de bute. Vărsător și vărsătoare. Ia uite, 3 de spade. Dezamăgirile v-au întârziat vindecarea, dezamăgirile. Poate că a fost interesant, ce mai simt. Poate că ați avut o comunicare care, cu cineva
care v-a dezechilibrat și v-a afectat, repet, originalitatea și încrederea în voi. O comunicare dezamăgitoare sau un proiect v-a dezamăgit și v-a mai întârziat un pic, da? Invidiile cuiva. Și mai ales dorința de a simți dragoste și nu constrângeri tradiționale. Aici au fost niște probleme. Dacă ați încercat să inițiați, să creați o nouă relație cu cineva, ați fost dezamăgiți? Aer, foc, mă special. Clarificăm 4 de vute în prezent. 9 de vute. Băi, deci nu se poate. La fel e și la pești. Probabil că aveți acolo planete, unii dintre voi. Cineva încearcă să vă blocheze momentele de bucurie. Mare grijă să nu fie și în acest blocaj să nu fie parte și din suferința voastră din trecut. Dar, ce doamne iartă-mă? Patru de bute. Asta pentru că am făcut pești înaintea vărsătorului, deși am amestecat cărțile, știu că și la ei a venit 4 de bute blocat de 9 de bute. Interesant, poate acasă trebuie să învățați, trebuie să învățați să puneți niște granițe personale, dar ce mai văd? 6 de spade și asul de bute. Dacă v-ați simțit blocați acasă, ați făcut eforturi, nu știu, 6, iar apare 6 de spade, de a călători într-o nouă direcție, într-un nou proiect, spre o nouă pasiune. V-ați simțit blocați acasă? Pentru că aici sunt niște ape tulburi pe care le lăsați, blocajul de acasă. Poate sunt și niște prieteni, poate. Dar este sub programele mentale, sub cuplu cu probleme. Așadar, în ultima vreme v-ați hotărât. Dacă uniunea cu sufletul geamă sau acasă vă simțiți blocați, vreți să mergeți într-o nouă direcție. Vă dați seama că, măi, nu pot să stau dacă sunt blocaj, n-are rost. Da? Știți că trebuie să alegeți o nouă direcție. Expansiunea, asta este. 5 de cupe în prezent. Cinci de cupe în prezent pentru vărsători. Sunt multe. Cred că aveți două persoane, cel puțin. Ori un bărbat căsătorit aici cu multă pasiune, și aici neapărat femeie, poate să fie tot bărbat, dar într-o energie feminină, care vă oferă emoții și care vă susține această dragoste și stimă față de voi. 9 și cu 1, 10. Exact ce sperați voi. Aveți două personaje în preajmă. Unul foarte emoțional, bărbat-femeie. Celălalt foarte masculin, cu pasiune, nu zice nimeni cu pasiune, dar... Și cu un contract în preajmă, că e al lor, că e al vostru, ia 5 de cupe. 5 de cupe. Steaua, interesant, trebuie să vă vindecați. Justiția. Ia uite, iar regele de bute. Probabil un bărbat cu care aveți familie, copil. Dar, ori acestui bărbat, dacă nu aveți voie, are cu altcineva, nu știu. Un personaj căsătorit toată ziua și cu copii. Dar ori îi este dor de voi, 5 de cupe, e dor de voi, steaua, deși steaua nu înseamnă musa zodia vărsătorului, dar mai fac și eu devier de la felul în care interpretez de obicei. Și nici temperanța nu-i musa săgetător, da? Și nici justiția nu-i musai balanță, dar
Să zicem. Cuiva este dor de voi. Pe de altă parte, voi știți că trebuie să vă vindecați de această pierdere emoțională într-o gaură neagră. Și ce este gaura neagră pentru vărsători? Proiecția mentală pe care o trăit-o mult timp. Cuplul în care s-au chinuit mult timp. Problemele financiare și de sănătate în care s-au chinuit mult timp. Pentru unii dintre voi, ce mai simt? Un personaj important este dor de voi. Steaua este uneori un personaj important public. Probabil că unui personaj public sau important este dor de voi. Clarificăm steaua pentru vărsători. Ideea este că oricum trebuie să vindecați acest sentiment. Sunt niște chestiuni toxice pe care știți că le-ați trăit și nu vreți să le mai trăiți. Chiar dacă vă mai e dor din când în când de cineva, probabil că ați trăit niște chestii nasoale. Așa? Este perspectiva voastră. Steaua, te rog frumos, clarificăm steaua. Patru de cupe, interesant. Un personaj pe care l-ați refuzat. E dor de voi. Un personaj public sau un vindecător sau... Da, un personaj public, probabil. Pe de altă parte, în plus, alt mesaj. Știți că trebuie să vă vindecați de decepțiile și pierderile din trecut. Și sunteți extrem de selectivi. Unii dintre voi chiar sunteți selectivi. Nu mai primiți orice cupă. Da, vreți o nouă pasiune în sens de proiect, lucru care vă animă viața. Dar nu vreți orice cupă, nu vreți situații neplăcute. Pentru că sunteți în plin proces de transformare. Da. Nici nu mai vreți să fiți o femeie tradițională, regina de monede și vă și regele de monede, moartea. Nu vreți să fiți o femeie tradițională care stă la cratiță și calcă rufe? Nu, pardon, nu-i pentru vărsători, nu în această perioadă. Unele vărsătoare, nu, fără supărare, știu vărsătoare, am zis, care citesc, vor să creeze, să manifeste cunoaștere, lumină. Cavalerul de cupe. Sunt multe. Cavalerul de cupe în prezent. Da, vreți o nouă pasiune. Dar pasiunea nu așa de duzină. Să fie ceva consistent. Cavalerul de cupe. Sunt multe cărți. Interesant. Apare un 4 de bute. Vă duceți la un eveniment și acolo ori voi atrageți atenția, ori cineva vă atrage atenția. Un personaj care vrea să fie romantic cu voi, vrea să-și arate bucuria dacă lansați ceva. Nu știu, zic și-o, dau un exemplu. Lasă-ți o carte, cum urmează prietena mea să lanseze. Vine cineva, vă dă flori și creați o legătură de prietenie, da? Repet, nu vreți să fiți femeie la cratiță. Nu vreți, nu e pentru voi. Unele. Pentru astfel de doamne vorbesc eu. Mai dăm o carte pe patru de bâte și cavalerul de cupe. Pentru unii dintre voi, un semn de apă, peștrac, scorpion, cu care vă simțiți bine, patru de bâte, deocamdată, dat așa. Vă simțiți ca acasă, dar nu este blocajul pe care lăsați în urmă? Este chiar un sentiment de bine. Hai să mai dăm totuși o carte pe acest patru de bâte. Și la care țineți? Patru și patru, patru și patru, da? Țineți foarte mult și ei țin la voi. Ia, simțiți că sunt niște suflete perechi. Da, și care vă ajută să lăsați în urmă, ia uite-ți, manipulările pe care le-ați trăit, oricineva va manipula printr-un copil și a simțit multă suferință, ori, da, știți, vreți să lăsați în urmă această suferință. Temperanța în viitor.
aveți de vindecat, vedeți programul mental care vă ține programul și e greu. E greu de vindecat, dar nu e imposibil. Blocajele mentale cu care veniți din trecut, că nu aveți încredere, că nu sunteți în stare, că nu puteți, că nu e cazul, că nu e bine, că tradiția nu zice așa, că vă judecă Dumnezeu, că hai mă, lăsați-mă Dumnezeu. Nu se bagă în chestiile astea. Plus că Dumnezeu ne îndeamnă pe toți la creație, la vindecare, la strălucire, nu la prostii, da? Nu, nu, nu să stați pe loc, nu să vă sacrificați pentru niște preconcepții. Dar trebuie să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Aici este ca să puteți să vindecați. Și cavalerul de cupe vindecă. Și cavalerul de cupe valină. Da? Într-o formă sau alta. Da? Deci în continuare lucrați la această deprogramare cu răbdare. Cu răbdare, cu afirmații. De echilibrare a energiei masculine și energiei feminine. E ceva, nu? Degeaba a apărut knowledge, cunoaștere și healing. Clarificăm 5 debute în viitor. 5 debute în viitor. Geluziile cuiva, dar hai să vedem totuși. Ale cui? 5 debute. Regele de cupe. E un semn de aer care, probabil, e gelos. Mă, ce de energii masculine. Da, un personaj foarte analitic. Pragmatic, tradițional, iar concentrat pe bani, probabil că la distanță, cu care ați avut probabil un soi de relație ori profesională, ori familială. Regele de spade. Un personaj care tace și urmărește, eventual. Și ori gelos că aveți voi pe cineva care vă oferă acest sentiment de dragoste. Ori va veni un personaj care vă iubește, dar are multe gelozii în spate. Sau și. Mai dăm o carte, totuși. Regele de cupe. Nu sunt multe. Regele de cupe. Interesant. Cavalerul de cupe iar apare și roata norocului. E un personaj care nu v-a arătat dragostea și care își va schimba abordarea, va începe să comunice. Nu știu dacă e același cavaler sau nu știu ce va face. Pentru că se simte și gelos că voi mergeți înspre lumina voastră. Cineva tot încearcă să apuce această lumină. Dacă voi mergeți înspre lumină, da? Să vă vindecați, să străluciți în public, să vă simțiți bine, să fiți independente. Cineva vrea să pună mâna pe lumina voastră, să vă atingă, să vă aibă. Nu știu cine este. Sau poate acest personaj, dacă e un personaj cu ulii, poate personajul în sine are invidii. Da? Ideea este că în viitor apare o întâlnire de destin cu un personaj care simte foarte multe, vă iubește eventual profund, dar care nu a arătat și vrea să schimbe abordarea, vrea să fie romantic. Poate că a văzut în stânga, în dreapta, că alții aduc niște, eu știu, flori, ciocolățele, poezii și încearcă și ei să lucreze relația. Să nu mai viseze la 9 de monede, la femeie independentă, care sunteți, doamnelor, da? Vrea să muncească în relație decât să viseze. Interesant. Poate să fie oricine. 5 de monede, sunt multe.
Da, mare grijă. Imediat vă arăt. Personajul pe care lăsați în urmă la un moment dat, abandonat 5 de monede, va vrea să vorbească cu voi. Va bombarda cu texte, eventual va încerca să vină cu, înspre voi să facă cu călătorie și să vă spună despre niște secrete, despre niște probleme, poate de sănătate sau niște concluzii la care au ajuns ei în timpul meditației, rugăciunii, chestii de genul ăsta. Vor dori să explice un soi de demonstrație. La capătul setului de cărți apare un as de cupe. Probabil că vor încerca să lanseze o nouă etapă în relația dintre voi. O nouă etapă, de ce zic? Pentru că apare 6 de cupe care înseamnă fost-fostă și diavolul care înseamnă fost-fostă. 9 de cupe, un personaj care ține la cupele sale și e gelos. Așa văd cărțile. Poate că ești la distanță. Trebuie să fac această călătorie 8 de bâte și faeton cu mașina sau cu ciofii sau cu avionul. Vrea să vină și să se lupte, interesant, să se lupte, da, să se lupte. Probabil că are legătură cu acesta. Nu va arăta dragoste? Poate că a fost o perioadă egoistă cu 9 de cupe și diavolul. Poate avea tendința de a bea prea mult, de a fi prea obsedat de sex sau prea pur și simplu prea egoist. Și vrea să se împace cu voi, să vă ofere o cupă împăcării, da? Cavalerul de cupe și asul de cupe. Să schimbe felul în care v-a tratat. Dar, până nu se vindecă, degeaba vine. 9 de monede de vreo în continuare. Ei se simt abandonați pentru că voi sunteți independente și eventual alți bărbați puternici pot să fie în preajmă și să vă ofere fericirea. 9 de monede. Pentru vărsătoare, iară. 9 de monede. Vărsătoare și vărsători. Sunt multe cărți. 9 de monede. Dar după cum arată cartea, concentrați-vă pe reușitele voastre profesionale, spirituale, pe, eu știu, poate faceți dietă, poate, da. Nouă de monede. Cavalerul de spade vrea să vină spre voi să comenteze. Eu te cer o separare. Vrei să puneți capăt acestei construcții care nu vă mai reprezintă. Din cauza discuțiilor, iaute, vreți să fiți independente și cineva e foarte gelos pe faptul că voi nu mai vreți să stați în construcția asta clasică, tradițională. Aveți o trezire. Pentru că blocați. Ca regele de monede. Și va veni să comenteze. Ia uite, extraordinariar 5 de bute. Am zis că e un personaj din trecut, gelos, care va încerca să vă impresioneze prin declarații de dragoste, prin nu știu ce alte chestii. Da. Și 10 de cupe. Ideea este concentrați-vă pe vindecarea voastră, pe momente frumoase. Da, și o să zic că alege-mă pe mine. Alege-mă pe mine. Da? Se lupte, gelos, da? De ce ești independentă? Cum stai singură? Când putem să fim împreună? La, că de ce nu mai lăsa? De ce mai părăsi? Chestii de genul ăsta. Soțul gelos. Comunicare agresivă. Nu suport să se uite și alții la tine, să te întâlnești și cu alții, da? Chestii de genul ăsta. 2 de spade. Încercați să-i blocați, eventual. Pentru că veți înțelege că
Au rămas așa cum au fost și în trecut, șapte de spade. Buni strategi care vând iluzii. Probabil vă va promite că puteți să fiți fericiți alături de ei. Și aici trebuie voi să discerneți. Voi trebuie. La capătul setului de cărți, împărăteasa și diavolul. Cineva, pașa și împăratul. Fantastic! Căsătoriți toată ziua. Împăratul, marele preot, eremitul. O căsătorie în care vă simțiți singuri. Rece. Prea controlată, prea obsedantă. Și împărăteasa. Obsedați ori de aspectul vostru fizic, ori de ce le oferiți, ca mamă, ca soție, ca aia, ca aia. Nu știu de ce a rămas turnul. Aici a rămas turnul cu un scop, da? Taur, balanță, capricorn, berbec. Iar taur, lasă multe zodii. Am văzut și semne de apă, dar despre această poveste. Mare grijă, doamnelor, că cineva este obsedat să fie cu voi. Poate chiar să se căsătorească sau, da, dacă e căsătorit, promite că se căsătorește cu voi. E o etalare pentru această lună, mai vedem. Iar am intrat la 40 ceva de minute. Hai să las așa. Voi concentrați-vă, doamnelor, pe creșterea voastră spirituală. Pe energia voastră feminină, care nu mai trebuie să stea în programe mentale. Sfat. Fiți mândre de voi înșivă. Fiți mândre. Și dacă aveți niște kilograme în plus, fiți mândre. Puteți să mergeți la dietă, să aveți, eu știu, mergeți la fitness, să vă lucrați. Fiți mândre de ceea ce știți, de cunoașterea voastră, de ceea ce reușiți să, ce ați reușit să transmiteți, să predați, să acumulați prin lecturi, prin cunoaștere, da? Prin citit, ce cunoștințe ați acumulat. Fiți mândre că începeți și trebuie să aveți răbdare, cum arată și temperanța în vindecarea emoțiilor, da? Trebuie să mergeți în adâncime. În adâncime, în sufletul vostru, ca să vă dizolvați niște frici vechi și să deveniți reali, autentici, cum trebuie să fie un vărsător, o vărsătoare. Cam atât deocamdată. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Ceau, ceau, numai bine!